pe dealul din spatele mănăstirii Maria Radna, devenită bazilică papală minor din 1992, credincioșii refac drumul crucii. Doi episcopi au oficiat Sfânta Liturghie Pontificală. Vă salutăm împreună cu Părintele Episcop Auxiliar din Olomouc, Antonin Pastrea, din Cehia. Mă bucur că sunteți astăzi așa de mulți când venim la Maica noastră cerească, noi ne simțim copii. După slujbă, credincioșii au mers ca în fiecare an în pădurea de stejar din spatele mănăstirii să culeagă muguri. Se numesc Lacrimile Maicii Domnului. Le ținem în casă și se spune că aduc prosperitate și noroc și sănătate. Se ferește de necazuri și de răutățile oamenilor. Le păstrăm din an în an pentru sănătate, pentru sănătatea copiilor. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a dăruit-o pe Maica Domnului, fiindcă ea îmbogățește cu mult viața noastră de creștin. Ea nu a cunoscut ca noi ceilalți oameni în sfârșit normal, ci pur și simplu cu trup și suflet a fost înălțată în cer. Bazilica papală Maria Radna este și un obiectiv turistic, vizitat zilnic de sute de oameni.